Domnule președinte, doamna vicepreședintă, stimați invitați, părinți, colegi și elevi, vă adresez un călduros bine ați venit la cursul festiv care încheie cursurile promoției 2015-2018. A fi om nu înseamnă nimic altceva decât a fi responsabil, a trăi și a simți că fiecare piatră ce o aștepți în fața ta construiește de fapt lumea. Așa ne spunea Antoine de Saint-Exupéry. În această perioadă am așternut în calea noastră foarte multe asemenea pietre și cred că această lume se construiește și prin voi, prin cei care astăzi ați absolvit Școala Postliceală Sanitară Moldova. Să ne bucurăm și să sărbătorim împreună tot ce am realizat în cursul celor 3 ani, să evidențiem firicelele noastre de nisip, piedicelele, dar și pietrele noastre de temelie. Pentru că în urma absolvirii acestei școli, fiecare a pus o piatră de temelie la profesia pe care o va îmbrățișa anii următori. În acest context de sărbătoare și bilanț, putem afirma cu toată convingerea că avem în spate o impresionantă muncă, un efort deosebit. Am visat, apoi am proiectat, ne-am făcut griji, ne-am luptat inclusiv cu inerția, am avut incertitudini, momente de nesiguranță, dar în majoritatea cazurilor am izbândit. Dragii noștri elevi, suntem mândri cu toții de rezultatele deosebite obținute la învățătură, de activitățile extracurriculare, de voluntariat desfășurate de-a lungul celor 3 ani. Fiecare din aceste activități la care ați participat ne arată că sunteți deosebiți. Mulțumesc domnului președinte, întregului personal al școlii pentru eforturile depuse, precum și pentru spiritul de inițiativă, colegialitate, coeziune, pentru toată munca desfășurată în cei 3 ani ca o echipă. Vă doresc tuturor ca vara aceasta generoasă să vă aducă tot ceea ce vă doriți și visați. Să obțineți rezultate deosebite la examenul care ne așteaptă, să reușim în viață așa cum ne-am propus la începutul celor 3 ani. Multă sănătate, fericire și bucurii de-a lungul întregii vieți. Stimate colege și colegi, dragi absolvenți ai promoției 2018, onorate fețe înghesuite, parcă nu prea mult timp a trecut de când la începutul lui septembrie 2015, un clopoțel cu brațele larg deschise și prin clinchetul său lobiu și oarecum puțin timid, invita pe cei 42 de tinere și tineri sfioși la clasele școlii noastre postliceale sanitare, care reprezintă un spațiu politic public, pardon, cu multiple funcții, cu rol hotărător profesional și sprijinirea ce ne-o propunem pentru acești tineri în vederea integrării lor în specificul
activității din școala noastră. Astăzi, după 3 ani de muncă asiduă și cu bunăstarea, cu hotărârea de a demonstra interesul și modul de a-și însuși secretele acestei frumoase și nobile meserii, să vină în fața noastră, cu fruntea sus, în crezătoare, manifestându-și mulțumirea pentru rezultatele muncii depuse de a contribui prin din plin și personalul didactic corespunzător. Dacă la începutul celor 3 ani ai muncii dumneavoastră ne-am înregistrat cu câte 1-2 în fiecare zi, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu efortul cadrelor didactici de care dispun eu și cu voința hotărâtă din partea dumneavoastră de a vă însuși această meserie, ne despărțim în colectiv. Pentru perioada celor 3 ani petrecuți împreună, elevi, profesori și conducerea acestei școli, ne-a creat în final satisfacții deosebite și aceasta ne-a confirmat-o seriozitatea și răspunderea individuală cu care elevii noștri, absolvenții de astăzi, au înțeles rolul adevăratelor valori pe care le-au promovat la importanța școlii noastre, cum au fost curajul, judecata înțeleaptă, integritatea, bunătatea, perseverența, respectul, responsabilitatea și, nu în ultimul rând, autodisciplina. Respectând aceste valori care să vă conducă în nobila activitate pe care v-ați ales-o. După absolvirea și a examenului de certificare a competențelor profesionale, pentru care din toată ființa noastră vă dorim numai succese, relațiile dumneavoastră cu semenii care se luptă cu bolile, dumneavoastră să fiți aceia cărora să le spuneți, lăsați paturile spitalului și mergeți în mijlocul familiilor dumneavoastră să fiți buni de muncă. Pentru ca semenii de pe paturile bolii să vadă într-adevăr în dumneavoastră omul care și-a însușit această nobilă muncă cu dragoste și responsabilitate alături de medicii cu care veți lucra. Aceasta fiind unica și hotărârea dumneavoastră în obținerea satisfacției de muncă. Pentru aceasta este foarte necesar să aveți în vedere emoțiile mă... Am spus să aveți în vedere respectă nobila ta misiune, începând cu însăși persoana ta, să nu profanezi această meserie. Poartă-te demn, căci profesiunea ta aleasă nu e o oricare altă meserie, ci este o meserie nobilă. Sacrificiul tău, ajutorul tău, nu pot fi prețuite decât
cu o meserie nobilă și cu o meserie și nu cu o meserie obișnuită. Când o persoană se hotărăște să îmbrățișeze meseria de asistent medical, trebuie să conștientizeze că această meserie este una din cele mai importante decizii din viața sa. Iar această decizie trebuie să demonstreze că vei dedica viața în scopul îngrijirii altor persoane și pentru a-i ajuta pe cei bolnavi să se însănătoșească, aceasta fiind satisfacția de bază. Și nu întâmplător, actualul corp didactic și nedidactic își exprimă încrederea împreună că cei ce vor veni la porțile acestei școli în această vară vor duce mai departe suita performanțelor din anul școlar 2017, în anul școlar 2018-2019. Pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018, ne declarăm mulțumiți și vă felicităm pentru seriozitatea și responsabilitatea cu care ne-ați tratat în acești 3 ani de școlarizare. În încheiere vă dorim multă sănătate și succese, iar pentru ultimul hop dorim din tot sufletul nostru să obțineți cele mai frumoase rezultate. La revedere, dragi tineri! Și pentru că este o zi deosebită, pentru că ne-am adunat astăzi cu toții, doamna dirigintă va striga pentru ultima oară catalogul. Vreau să încep prin a vă spune că m-a impresionat până la lacrimi discursul domnului Popovici, pentru că mie mi-a schimbat drumul în viață domnul Popovici. Am venit la această școală să mă înscriu la școala postliceală pedagogică și dumnealui mi-a spus să mă înscriu la școala postliceală sanitară. Da, îmi cer scuze. Toți avem emoții. În primul rând, vă mulțumesc că v-ați ales această școală, școala postliceală sanitară Moldova Roman. Și mă bucur foarte tare că v-am cunoscut, toți ne bucurăm că v-am cunoscut și v-am avut alături, pentru că sunteți minunați, toți sunteți minunați și asta ați dovedit-o atât la ore cât și la activitățile extracurriculare și știți la ce mă refer. Nu numai domnul Popovici plânge, după cum vedeți, toți putem face asta. Și de asemenea, vă felicit că ați ajuns până la acest moment să strigăm catalogul cu absolvenții. Dar ce vreau să vă spun este că greu abia de acum începe, pentru că de acum urmează examenul de certificare a competențelor și o să trebuiască să mai muncim. Ne mai vedem, mai muncim și, de fapt, după cum știți, scopul nostru nu e doar absolvirea școlii și obținerea diplomei de certificare a competențelor, cum avem ca scop de altfel și obținerea unui loc de muncă, iar la acel loc de muncă să fiți cei mai buni. Cei mai buni dintre cei mai buni vă doresc să fiți și de asemenea îmi doresc foarte, foarte mult să fim colegi. O să stricăm catalogul pentru ultima dată. Trebuie să nu mai plângi pentru asta. Balint Mădălina. Blaș Ionela. Mult succes în viață. Pitar Nisrin Gabriela. Bărlescu Roxana Maria.
medici, Elena. Rusu Dana Mihaela. Rutan Georgiana. Felicitări. Radu Andruța Elena. Zar Bogdan Ioan. Pița Cristina Ana Maria. Pește Simona Elena. Matei Roxana Mihaela. Neagu Carmen. Mihail Raluca Elena. Martinaș Daniela. Maghiare Ana Maria. Leacu Mirela. Ionescu Maria Carmen. Linca Silviu Maria. Hârlăuanu Andreea Elisa. Grigoraș Mihai. Gerasim Mădălina. Felicitări, Mădălina. Farcăș Gabriela. Felicitări, Gabriela. Daraban Elena Daniela. Mitrica Mariana. Burcă Mirela Maria. Bursuc Loredana Nicoleta. De asemenea, avem și diplome pentru activitățile extracurriculare la care ați participat. Balint Mădălina. O să vă rog să rămâneți aici, pentru că după o să spuneți jurământul. Dar o să vă rog să rămâneți aici. Benchea Roxana. Felicitări.
și Ionela. Burcă Mirela. Bursuc Loredana. Daraban Daniela. Grigoraș Mihai. Hârlăuanu Andreea Elisa. Farcaș Gabriela. Hudici Elena. Mulțumesc și eu că ați venit la toate activitățile. Linca Silviu. Silviu din anul întâi a fost nelipsit la absolut toate activitățile și ne-a susținut foarte mult și cu corul de copilaș și la toate proiectele pe care le-am avut. Leahu Mirela. Maghiare Ana Maria. Mihail Raluca. Otic Roxana Mihaela. Mulțumim, Roxana, pentru tot ajutorul și pentru organizarea de astăzi, datorează ție și, bineînțeles, colegilor pe aici. Mulțumim. Pește Simona. Felicitări, Simona. Pânzar Bogdan. Să rămâi la fel din lipsit la toate activitățile și de acolo. Radu Andruța. Șefa clasei, mulțumim pentru sprijinul din cei 3 ani. Fii și Dani Daraban. Rătan Georgiana. Rusu Dana. Eleva noastră nelipsită. De la cursuri și de la activități. Hârlăuanu Andreea, pentru tot sprijinul pe care l-ai acordat în cei 3 ani școlii și pentru că este artista noastră și pictează extraordinar de frumos. Felicitări! Ne avem pentru Ilin Pasiu, de asemenea, pentru că a făcut niște lucruri extraordinare pentru clasă și pentru noi. Nu știu unde ai dispărut, Silviu. Aici. Încă o dată felicitări! Aveți diplomul de merit pentru tot ceea ce ați făcut. De asemenea, avem diplome pe care le-am pregătit, bineînțeles, și pentru conducerea școlii care ne-a susținut de fiecare dată, de la început până la sfârșit, și pentru domnii secretari care, de asemenea, au fost tot timpul prezenți de fiecare dată când am avut nevoie. Diplomă de excelență pentru domnul președinte Hostinaru Popovici Petru Mircea, cu mulțumiri! Și pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o și pentru lacrimile de astăzi. Bravo. Mariana, mulțumim din suflet pentru doamna director Diacon Olga. Domnii secretar Roșu Valerică Emil,
Pune jurământul asistentului medical de către absolvenții promoției 2018. Numele vieții și al urmarei jur să-mi exercit profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale și să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient, considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană, chiar sub amenințare și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității. Fac acest jurământ în mod solemn și liber. Dorim să respectați acest jurământ atâta timp cât veți lucra, sigur veți lucra în domeniul sanitar. Vă mulțumim! Încă o dată cu bun dacă vă și toți profesorii, vă rog, vă rețin atenția un minut, sper nu mult, nu? Dar am pregătit, da, dar am pregătit. S-aude mai bine fără? Așa, da. Onorată conducere, distinși profesori, stimați invitați, dragi colegi, este o mare onoare și o nemăsurată bucurie pentru noi toți să fim astăzi absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare Moldova și pentru acest lucru trebuie să vă mulțumim dumneavoastră, domnule președinte Hoștinalu Popovici Petru Mircea, doamnă vicepreședinte Buga Mariana, doamnă director Diaconua Olga, pentru că ne-ați primit în sânul acestei mari familii și ne-ați ocrotit și îndrumat în acești ani ca pe proprii copii și ne-ați urmărit cum creștem, cum evoluăm și devenim oameni pregătiți să îmbrățișăm această frumoasă meserie de asistent medical. Și pentru asta vă mulțumim. Mulțumim corpului profesoral, medici și asistenți care ne-au împărtășit din experiențele personale ale acestei profesii pentru răbdarea, profesionalismul și dedicarea cu care ne-au instruit în toți acești ani. Pentru că ne-au oferit ocazia să descoperim lucruri noi, care ne vor folosi în profesia pe care am ales-o, pentru că au transformat relația rigidă profesor-elev într-una de comunicare deschisă și de prietenie și pentru asta vă mulțumim. Mulțumim diriginților noștri și dați-mi voie să-i numesc așa, doamnei Lupu Aniseria, pentru că ne-a îmbrățișat când încă nu știam ce înseamnă această minunată profesie, când poate am supărat-o pentru că nu stăpâneam cele 14 nevoi fundamentale, dar ce bine că am cunoscut-o în final pe doamna Virginia Henderson cu al ei proces de îngrijire. Și e meritul dumneavoastră și pentru asta vă mulțumim. Domnilor diriginți,
Rădăuceanu Diana și Matei Ciprian. A dumneavoastră a fost misiunea cea mai grea. Spunem noi, deoarece a trebuit să ne împărtășiți cu adevărat tainele meseriei, cum deosebim infarctul miocardic acut de angina pectorală, coma hipoglicemică de coma diabetică, cum recoltăm VSH și exudat faringian, incidente și accidente la toate tehnicile, dar acestea nu au fost doar niște teme care ne-au făcut să mustăcim pe alocuri, dar pe care chiar le-am însușit, le stăpânim, teme care sper să ne aducă reușita la examenul final. Și pentru asta și pentru multe altele vă mulțumim. Mă cuprinde o emoție de regret. Deoarece se încheie o perioadă foarte frumoasă din viața mea, dar o alta va lua naștere, căci așa e viața ciclică, cu evenimente și momente care se succed precum ziua și noaptea. Dar mă bucur că pe acest drum v-am avut alături, dragii mei colegi. Cum măsurăm timpul pe care l-am petrecut împreună? La început, l-am măsurat în ore de curs, numărând zilele până la o eventuală libertate. Pe cum treceau zilele și săptămânile, am început să-l măsurăm în semestre. Iar mai apoi, trecând de la a fi acei cursanți stingheri din anul întâi, care habar nu aveam cu ce să mănâncă meseria de asistent medical, la a fi cursanți în anul 3 și acum suntem aici gata să pornim fiecare pe drumul nostru. Și atunci când multe din amintirile legate de orele petrecute împreună pe băncile școlii vor pieri, așa vom măsura până la urmă timpul petrecut împreună aici, nu în semestre sau ani, ci în prieteniile pe care le-am legat, în iubirile care s-au format și pentru asta și pentru multe altele vă mulțumesc. Astăzi este un moment de sfârșit și totodată un nou început. O nouă viață ne așteaptă, este momentul când cele acumulate vor fi puse în practică și vor legitima valoarea noastră de asistenți medicali câștigată în acești ani. Noi avem acum nu numai pregătirea necesară unor buni specialiști, ci și capacitatea de a reuși în profesie, de a reuși în viață. Îmi doresc ca peste ani să ne întâlnim cu toții, să ne intersectăm profesional, la fel de entuziaști, veseli și sâmbitori ca până acum. Felicitări tuturor și mult succes la examenul de competențe! Dragi domn profesor și domnul președinte Oștinarul Popov, doamna directoare și absolvenții anului 3, promoția 2018. Anul 3, vă rog să nu vă supărați că nu vă pot aconta diplome. Meritați toți, toți ați fost elevi și elevi foarte bune, ați răspuns la solicitările școlii și pentru asta vă mulțumim împreună cu tot corpul didactic. Dar știți, și oriunde mergem, concursul este concurs. Din toți absolvenții, vă rog încă o dată și îmi cer scuze să nu vă supărați, repet, toți meritați diplome, dar s-au evidențiat printre dumneavoastră elevi care au răspuns atât la solicitările școlii, atât la să obțină rezultate bune la învățătură și elevi care au avut o disciplină pe care nu o putem socoti. Au participat efectiv la cursuri. Nu spun că din toată clasa nu ați participat la cursuri, dar s-au evidențiat 3 absolvenți, pot să-i numesc. Și anume, premiul întâi se acordă
absolvente pot să spun, nu mi-ai spun elevii, Radu Andruța Elena. Succes pe viitor și îi acordăm și medalia șefă de promoție. La, să nu spun, mici diferențe, s-a evidențiat eleva, absolventa rusă, Dana Mihaela. Felicitări! Să aveți succese și în activitatea în care veți deveni asistent medical, să aveți aceeași responsabilitate și aceleași obligații și să îi îndepliniți cu cinste și felicitări încă o dată. Pentru rezultate bune, foarte bune la învățătură, pentru activitatea deosebită, atât în activitatea extracurriculară, cât și pentru buna organizare în ceea ce privește cu colegii dumneiei, s-a evidențiat Otic Matei Roxana Mihaela. Eu vă mulțumesc și în decursul celor 3 ani, încă o dată spun că ați fost deosebiți, ați fost o generație, adică o promoție care trebuie să o țineți minte, că ați terminat în anul 2018, promoția 2018. Centenarul. Și aștept ca la examenul final să aveți aceleași rezultate, să fiți tot așa de frumoși și cu zâmbetul pe buze. Nu stați îngândurați, că greu a trecut, urmează. Ceea ce urmează este să nu vă folosiți, să vă folosiți de diplomă, nu să o țineți în dulap, că pentru ați venit la o școală cu renume, să folosiți diploma și să aveți rezultate tot așa de frumoase cum ați avut și la școală. Vă mulțumesc și succes pe mai departe! Este tradiție ca la fiecare serie care termină șeful de promoție să înmâneze cheia succesului șefei clasei din anul 2. Rugăm și colega ta, nu mai știu. Ha, veniți amândouă ca să primiți și la anul să o dați mai departe. Felicitări că ați ajuns până aici și succes în continuare! Să mulțumim! Chiar mai bun! Totdeauna vrem să obținem rezultate din ce ce mai bun. Succes și să auzim aceleași cuvinte de la urmă. Mă auzim până acum. Cu siguranță! Mulțumim încă o dată conducerii școlii pentru tot sprijinul pe care l-a acordat în cei 3 ani de zile. Mulțumim întregului colectiv de cadre didactice, colegilor de la secretariat, pentru că până la urmă toată ziua acolo mergem și cred că o să ne regretim că o să termine în generații și nu o să-i mai vadă în fiecare zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ales această școală care consider că chiar scoate elevi, absolvenți, putem spune de acum, scoate absolvenți care chiar au acces pe piața muncii și elevi de ai noștri care s-au angajat la spital, aș putea spune că chiar sunt profesioniști și sunt foarte bine văzuți și cred că asta știți deja pentru că ați făcut practic în spital.
și vă doresc să căpați pe urmele lor și de asemenea vă doresc să fiți la fel de responsabili și să fiți profesioniști în sistemul sanitar, pentru că toți avem nevoie de asta. De asemenea știm cu toții că în momentul în care am ajuns în sistemul sanitar avem o problemă și toți suntem vulnerabili și avem nevoie înainte de orice altceva de înțelegere, de empatie, da, și de profesionalismul celor care se ocupă de noi. Mult succes, doresc! Cu aceasta noi declarăm închisă festivitatea de absolvire a promoției 2018, urându-le în continuare mult, mult succes la examene, sănătate și să ne întâlnim cu mare drag. Vă așteptăm să ne spuneți unde ați reușit să vă încadrați și toate bucuriile pe care le aveți, să vă ajutăm cu sfaturi atunci când putem. Vă mulțumesc! Pentru doamna dirigintă, care v-a fost aproape ca și o mamă, încă o dată aplauze. Nu vă pot spune altcumva decât copiii mei și ascultătorii acelor 3 ani prin care noi am căutat să vă ajutăm. Să învățați o meserie nobilă, curată, frumoasă, din care să aveți numai satisfacții din partea celor care au nevoie de dumneavoastră. Vreau să vă spun că Europa este plină cu absolvenți de-ai noștri. Și nu ne-ar supăra dacă mai primim de ieri de acolo câte o scrisoare de mulțumire din partea unor absolvenți de-ai noștri care au plecat pe undeva să își exercite meseria. Noi suntem mândri că întâmpinăm 100 de ani a României cu o formație din 42 de elevi și elevi în altă clasă. Le doresc din tot sufletul, din partea noastră, nu numai a mea, a întregului colectiv, multă sănătate, mult succes în viață și trebuie să ne gândim totdeauna că ne vom lovi de niște concursuri pe care trebuie să le tratăm cu toată seriozitatea, așa cum ați tratat și acești 3 ani de școlarizare. Din partea noastră, repet, cele mai sincere și fierbinți urări de bine și de sănătate. Vă mulțumim pentru frumoasa organizare de astăzi. Pentru mine, cel puțin, nu că n-a fost așteptat că să fie așa, că au mai fost și în anii anteriori, dar parcă astăzi m-am simțit cu totul altfel. Pentru care vă mulțumesc. Mulțumim.